Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Permafrostul conține 1500 de miliarde de tone de carbon și metan, iar topirea acestuia accelerează încălzirea globală. Din această cauză, zona arctică se încălzește de două ori mai repede decât restul planetei. În altă ordine de idei, chiar și în contextul schimbărilor climatice din Europa, turismul rămâne o activitate economică importantă, cu un impact extrem de pozitiv asupra creșterii economice și ocupării forței de muncă. Dacă sunteți la mare sau plecați în perioada următoare, e bine să ascultați sfaturile unui salvamar. De multe ori vedem și auzim știri despre felul în care sunt tratați aceștia când încearcă să salveze viețile unor turiști irresponsabili. Colegul meu, Raul Apostolescu, a stat de vorbă cu unul dintre salvamarii de pe litoral. De foarte multe ori turiștii ignoră avertismentele salvamarilor, cei mai mulți chiar se ceartă cu ei. Spun că știu să nuate și că au venit pe litoral pentru plajă și mare. Cel mai frumos steag, roșu cu galben, dintr-o singură bucată, înseamnă că plaja este supravegheată de salvamari și notul este permis. Al doilea steag, roșu galben și sub el galben complet, înseamnă că în mare au voie să intre doar înotătorii foarte experimentați. Iar al treilea steag, roșu, galben și roșu dedesubt, înseamnă că interzisă îmbăierea, interzisă intrarea în apă. Turiștii trebuie să înțeleagă foarte bine că apa este un mediu periculos pentru toată lumea, chiar dacă știi să noți. Vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, dar regimul termic va fi caracterizat de valori diurne mai coborâte decât cele normale. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 21 și 29 de grade. În Brașov vor fi 24, în Cluj 25, 26 în Constanța, în Craiova 29 de grade, în Iași 26, în Sibiu 25, iar în Timișoara 29 de grade. A sosit momentul să aflăm cum arată vremea și ce temperaturi sunt, când la noapte cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, ploi de scurtă durată și descărcări electrice local în zonele montane și submontane. În Brașov 9 grade, în Iași 13 grade, în Constanța 18, în Cluj nu mai mult de 11 grade, iar în Oradea, Arad și Timișoara 13-14 grade. Cerul va fi variabil mâine, cu norări temporar accentuate, după amiaza și seara, local în nordul și nord-estul țării și pe arii restrânse în zonele montane și submontane se vor semnala averse. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade, iar cele minime între 7 și 19 grade, cu 26 de grade în Iași, 24 în Brașov, în Sibiu 25 de grade, la fel în Cluj, în Oradea 28 de grade, Timișoara 29 de grade. În capitală, cerul va fi variabil, cu norări temporare după orele amiezii, însă probabilitatea de apariție a ploilor de scurtă durată va fi redusă. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade, iar cea minimă de 14, poate 15 grade. Iată, de poi mâine vremea se încălzește și în capitală. La munte, cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În Ceahlău 11 grade, în Păltiniș 17, la fel în Poiana Brașov, în Predeal 18, Semenic 16, Sinaia 17, iar la Stâna de Vale 19 grade. La mare, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 27 de grade, iar cele minime între 18 și 19 grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 23, e posibil să ajungă chiar la 24 de grade. Stăm de vorbă acum cu Cristi Pitulice, consultant în turism, despre destinații mai puțin populare și mai puțin vizitate de turiști. Bine ai revenit, Cristi! Bine te-am găsit! Vreau să povestim un pic despre experiențele și, până la urmă, locurile mai puțin accesate de turiști. Spune-mi despre Moscova, despre Rusia. Da, acum 30 de ani sau până acum 30 de ani, spațiul ex-sovietic era foarte popular ca destinație din cauza împrejurărilor în care ne aflam pentru turiștii români. A fost o perioadă, ăștia 30 de ani, în care să zicem că nu am mai fost așa interesat și părea că este destul de neprietenos să călătorim în spațiu ex-sovietic, dar în ultimii 4, 5, 6 ani lucrurile au început să fie din ce în ce mai dinamice. Țările din Asia Centrală, mă gândesc acum la Uzbekistan, de exemplu, sau la Kârgâzstan, țări puțin cunoscute la noi, dar sunt legate de drumul mătăsii.
Și atunci deja devine o curiozitate și o atracție, mai ales că ele s-au dezvoltat foarte, foarte mult. La celălalt pol, sau mă rog, la celălalt capăt avem Ucraina, care ea a fost constant o destinație călduță pentru români. Avem graniță comună cu ea, Cernăuți, Odessa. Poți să-mi spui, pentru a călători în aceste zone, îți trebuiesc anumite vaccinuri sau anumite lucruri care de obicei știm că în alte locuri poate ai nevoie pentru a te deplasa? De la coadă la cap, pentru că nu avem nevoie de recomandări medicale speciale pentru a călători în aceste state, pentru că sunt pe aceeași paralelă cu România, deci avem același tip de climă, nu avem tropice, nu avem nimic. În ceea ce privește regimul vizelor, aceasta diferă foarte mult. De exemplu, în Georgia ne putem duce fără absolut nicio problemă. Viza se obține în aeroport, se aplică o ștampilă pe pașaport. Așa, în Rusia, de exemplu, avem nevoie de viză, va trebui să completăm un formular, să ne ducem să ne obținem viza de la consulat. Asta înainte și, de a merge. Înainte de a merge. Și în celelalte state, de exemplu, în statele din Asia Centrală, viza se obține electronic. Nu este nimic complicat, există niște mici taxe de viză, dar în momentul de față statele comunității CSI așa sunt foarte accesibile. Sunt deschise acum acestor lucruri. Vreau să-mi spui ce caută un turist în mod special când merge în aceste locuri. Rusia ca atare este o țară enorm de mare din punct de vedere cultural. Să ne gândim că aici avem Ermitajul în San Petersburg și galeriile Tretiakov în Moscova, care acolo probabil că ai nevoie de niște săptămâni ca să le parcurgi dacă ești un pasionat al artei sau al arheologiei. Mai mult de atât, metropolele Rusiei s-au dezvoltat foarte, foarte mult, păstrând în același timp și caracterul lor clasic de dinainte de comunism, dar și comunismul ca atare în Rusia este o atracție turistică ca atare, pentru că acolo avem cea mai mare manifestarea etapelor comunismului, începând de la Stalin, Hrușciov, Brejnev, Perestroika și așa mai departe. Este o istorie care merită și este din ce în ce mai explorată de către turiști. Ceea ce privește costurile generice, vă dau un singur exemplu. Benzina este la jumătate de preț față de România și atunci costurile de transport și costurile conexe sunt mai mici decât în România. Una peste alta, spațiul ex-sovietic este o destinație din ce în ce mai interesantă, din ce în ce mai prietenoasă. Sigur a fost dintotdeauna, nu s-a pus problema de breșe de securitate în Rusia. Aș putea spune că este un pic cam sigură după gusturile noastre. Așa și merită explorată. Foarte interesant. Mulțumesc mult pentru aceste informații, Cristi. Cred că toată lumea a devenit curioasă și cu siguranță o să mergem măcar o dată în viață în această zonă. Mulțumesc. Sperăm. Este momentul să aflăm dacă europenii vor avea un început de săptămână cu vreme stabilă. Mergem în Peninsula Iberică, acolo unde, iată, de câteva zile nu scade temperatura. În Madrid, 36 de grade, o vreme frumoasă. În Lisabona, 28 de grade. În Barcelona, 33, vreme frumoasă și acolo. În Londra, scapă cei de acolo de nori și de ploi și vor fi maxim 23 de grade și o vreme frumoasă. În schimb, în Amsterdam rămâne vremea închisă cu precipitații și 25 de grade în termometre. Mergem în Italia, în Roma mai exact, unde nu vor fi mai mult de 32 de grade, în Milano 29 de grade, o vreme frumoasă, iar în Budapesta un cer acoperit și sunt așteptate precipitații spre seară și 27 de grade în termometre. În Atena o vreme caldă, o vreme frumoasă și 31 de grade în termometre. Mergem mai departe în Oslo, acolo unde temperatura se va învârti undeva în jurul valorii 21 de grade, în Praga 26 de grade, iar în Moscova nu mai mult de 13 grade, un cer acoperit, în schimb nu plouă. Doamnelor, domnilor, aici punem punct emisiunii de astăzi. Noi suntem aici 7 zile din 7 pentru a vă spune ultimele noutăți despre climă, vreme și planeta noastră. Mâine la 18:45 vă așteaptă colega mea Cristina Soare. Vă doresc o săptămână liniștită, indiferent de vreme.